25 martie, urmând ca 4 zile mai târziu naționala pregătită de Florin Bratu să evolueze în deplasare în Maroc. Locurile de disputare și orele de start ale meciurilor vor fi anunțate ulterior. Naționala de tineret a României se pregătește pentru campionatul european din 2023, la care este calificat automat din postura de țară gazdă. Știrile orei 24 se încheie aici. La Radio România Actualități urmează emisiunea Serviciul de Noapte. În câteva momente, Maria Țoghină vă așteaptă la o ediție despre nutriție, alimentație sănătoasă și cele mai importante trenduri în domeniu. Rămâneți cu noi pentru o ediție interactivă a Serviciului de Noapte. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Serviciului de noapte. Multe incertitudini, îngrijorări și o mare dinamică a schimbării. Așa am putea sintetiza la nivel personal anul 2021. A trebuit să ne adaptăm rapid, să ne schimbăm prioritățile, comportamentul și am învățat, odată în plus, că sănătatea noastră și a celor dragi este de neprețuit. Starea de bine a devenit o preocupare pentru mulți români și am realizat din nou faptul că stilul nostru de viață ne influențează sănătatea. Am început să ne gândim din ce în ce mai mult la ce am putea face fiecare dintre noi, astfel încât organismul să se apere mai bine. Această preocupare va continua și în 2022. Cât de importantă este nutriția în starea noastră de bine? Care sunt cele mai noi trenduri în acest domeniu? Cum ne revenim după excesele perioadei de sărbători? Aflați în următoarele 120 de minute. Invitata ediției este lector dr. Lygia Alexandrescu, specialist în nutriție. Bună seara și la mulți ani! La mulți ani, bună seara, mulțumesc pentru invitație! Bun revenit la Serviciul de Noapte, ne-am revăzut în toamnă, pregăteam oarecum sezonul rece, debutul școlii, pachetelul de școală, așa încât acum, iată, după primul semestru, în plină iarnă și mai ales după perioada sărbătorilor, cred că este potrivit să revenim asupra acestui domeniu extrem de important, pe care de cele mai multe ori îl ignorăm, nutriția, alimentația, ne afectează viața de zi cu zi. Și ne schimbă în bine sau în mai puțin bine, dar sigur despre aceste lucruri doar în câteva minute la Radio România Actualități. Lygia Alexandrescu este implicată ca specialistă în nutriție într-o varietate de proiecte și domenii care vizează o nutriție echilibrată, dintre care amintesc nutriționist sportiv pentru Federația Română de Atletism, Federația Română de Fotbal și Școala de Antrenori. Autor de manuale de educație nutrițională pentru clasele primare aprobate de Ministerul Educației și Cercetării și expert în cadrul proiectelor Erasmus care au ca scop introducerea educației nutriționale în grădinițe și școli primare. Este profesor asociat la Departamentul de Educație Fizică și Kinetoterapie din cadrul Universității Româno-Americane și președintele Societății Române de Educație Nutrițională, o instituție de consiliere nutrițională care pune accentul pe o abordare holistică a alimentației și stării de bine. Este unul dintre puținii nutriționiști sportivi din Europa de Est care a finalizat programul postgraduate organizat de Comitetul Olimpic Internațional în Nutriție Sportivă. Așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644. Repet numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644. De asemenea ne puteți trimite mesaje prin intermediul SMS la 0748 88 7766 sau pe paginile de Facebook Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină și România Actualități, unde ne puteți urmări live video. Domnul Lygia Alexandrescu, din perspectiva specialistului în nutriție, cum ați caracteriza anul 2021 și care sunt speranțele pentru 2022? Cred că 2021 ne-a lăsat mai înțelepți din acest punct de vedere, pentru că 2020 a venit cu tot ce înseamnă izolare, cu tot ce înseamnă învățat să lucrăm de acasă, să învețe și copiii și să lucrăm noi ca adulți de acasă, să fim tot timpul în apropierea frigiderului, iar anul 2021 a venit cu această experiență și cred că unele lucruri s-au îmbunătățit mult, în sensul că, deși școala online a existat și în 2022, știm foarte bine, cu aceste valuri care au tot trecut peste noi, a fost necesar să se stea acasă, dar oarecum cred că oamenii au învățat să revină la normalitate lucrând de acasă, adică respectând o anumită rutină alimentară, chiar dacă frigiderul a fost foarte aproape și multe din cutumele anterioare alimentare, obiceiurile alimentare au început să se respecte. Din punct de vedere alimentar, ce zic eu că am pierdut în această perioadă, deși se lucrează de acasă, e un pic așa, se bat cap în cap cele două concepte, s-a comandat foarte multă mâncare. La asta mă gândeam eu în timp ce povesteați, că am stat mai mult acasă, dar am mâncat mult mai multă mâncare. Da. Da, furnizată de restaurante sau de unități de producție. Sigur, nimeni nu spune să nu comandăm, că poate uneori simțim nevoia să ne răsfățăm cu ceva ce nu ne iese. Uneori simțim nevoia să încercăm ceva ce nu-i din cultura românească culinară. Dar cu toate astea, ce observăm este faptul că a crescut în greutate o persoană care a comandat mai mult decât a gătit. Deci, asta este pierderea, zic eu, deși aș fi zis că apropierea de casă, apropierea de bucătăria proprie ar fi adus oarecum după sine gătitul și întoarcerea la tradiție, nu s-a întâmplat așa. Probabil că suntem obosiți, muncitul de acasă înseamnă lucrat și dormit și petrecut timp în aceeași zonă de casă și acest lucru probabil că obosește și de multe ori simțim nevoia să fim ajutați și acest ajutor a venit cu niște probleme de, să spunem, greutate, de un surplus corporal firesc oarecum, pentru că știm bine, atunci când cumpărăm mâncare gata făcută, fie dintr-un supermarket, fie dintr-un restaurant comandat, nu avem control asupra ingredientelor. Dacă în casă simțim nevoia să gătim și o facem cu responsabilitate, adică avem grijă la sare, avem grijă la cât ulei adăugăm, până la urmă aici sunt problemele. Când cumpărăm din afara casei, nu controlăm aceste lucruri și lucrul ăsta se vede pe cântar, se vede pe starea de sănătate, nu e vorba doar de dar e vorba de nivel de colesterol crescut, e nevoie de trigliceride crescute și atunci, practic, sper ca 2022 să vină cu această normalitate de a lucra poate de la serviciu sau, dacă lucrăm de acasă, să ne întoarcem un picuț la tradiție, la tot ce e, măcar 20-30% din rețete să fie reorientate spre a nu se prăji, spre a nu se adăuga exces de sare. Știm foarte bine că românii mănâncă sărat, studiile astea arată, deși ne sunt permise prin studii clare și prin felul în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă 5 grame de sare pe zi, în România consumăm până la 20 de grame de sare pe zi. Deci cantitatea de sare este foarte mare. Asta ar fi o comparație cu 2020 și sperăm să se îndrepte. Mulțumesc mult pentru această sinteză extrem de interesantă și mă gândeam că, până la urmă, oarecum generația mai tânără se depărtează un pic de tradiția gătitului, poate și pentru că au văzut că mamele lor petreceau foarte mult timp în bucătărie și poate că merg pe varianta mai comodă, aceea de a comanda mâncare. Așa este și clar nu mai este timpul necesar să stai atâta în bucătărie. Dacă mamele noastre, bunicile noastre mai stăteau acasă sau lucrau într-un anumit interval de timp limitat, se întorceau după amiaza de vreme acasă, mama tânără, mama unui copil de gimnaziu, de școală, de liceu, chiar student, are de multe ori și două servicii, are două joburi și atunci timpul pentru gătit este mult mai limitat. Cred însă că e vorba și de un confort pe care în special în zona urbană, ni-l permitem. Repet, nu e nicio problemă să ne comandăm din când în când, dar întoarce la tradiție, nu neapărat la statul mult în bucătărie, ci la rețeta pe care o foloseam odinioară și la încercarea de a obține gustul de odinioară, pentru că până la urmă sănătatea vine și din farfurie, nu doar din farfurie, dar și din farfurie. Cum putem să ne facem viața mai frumoasă, mai bună în noul an și cât de mult depinde de nutriție această expresie, viața mai frumoasă? Așa este. Viața se face mai frumoasă și cu ajutorul linguriței și furculiței și farfuriei. Categoric, este o bucată importantă din viață, pentru că primul gest pe care îl facem de când ne naștem este să mâncăm. E primul gest. Și atunci e important să ne orientăm, cred eu, ca să ne facem viața frumoasă, spre mai bun, nu spre mai puțin. Pentru că de câte ori spui cuvântul alimentație, nutriție, dietă, toată lumea înțelege slăbire. Și trebuie, zic eu, să încercăm să facem distinția între hrană, hrănire. Frumusețea vine din hrănire, adică din efectiv hrănirea organismului, exact cu ce are el nevoie. Dacă vorbim despre diete, deja ne gândim la restricție, la nuuri, la ce e interzis. Ceea ce mâncăm este despre alimentația corectă și echilibrată până la urmă, neapărat corectă, este despre ceea ce mâncăm, nu despre ce nu mâncăm. Pe când o dietă se referă la ce nu mâncăm, ceea ce în timp duce la frustrare, duce la, și nu duce în niciun caz la frumos, apropo de întrebarea cum ne facem viața frumoasă. În primul rând, eu întotdeauna sunt pe principiul 20-80, în sensul că 80% poți să fii corect în tot ce alegi din punct de vedere alimentar, dar 20% poți să te și răsfeți și frumusețea poate să vină de acolo. Sunt persoane care preferă să mănânce sărat, mai sărat, de exemplu, persoane care preferă să mănânce mai dulce, ceva mai dulce, în funcție de, sau mai condimentat, mai picant, și atunci din ce e mai puțin recomandat sau cu niște interdicții, acel 20% ar putea să constituie acea bucurie care vine totuși din farfurie. A spune nu în continuație, refuza în continuu, practic, nu e sănătos și ar duce în continuu la o frustrare și la un permanent complex că tot ce-i bun ți se refuză și acest lucru ajunge la o saturație la un moment dat, lucru care dezechilibrează și emoțional și ca stare generală de bine. Oarecum ne-ați dezvăluit și secretul, rețeta unei vieți fericite, să limitezi numărul de nu din viața fiecăruia. Foarte frumos spus. Deci să înceapă cât mai puține fraze cu nu. În același timp trebuie să înțelegem că mai ales la adult, dacă la copii sunt permise mai multe bucurii în farfurie, pentru adult care își termină procesele de creștere undeva la 20 de ani, maxim 21 de ani, trebuie limitat cumva aportul de energie și atunci e schimbul alimentație-mișcare. Tot ce consumăm în plus, mâncăm în plus din calorii, practic trebuie consumat prin mișcare. Iată, avem un mesaj din partea ascultătorului nostru, Lucian Iacob, care ne urmărește pe Facebook și ne scrie: bună noapte, îmi cer scuze că îmi permit să pun o întrebare. Nu aveți de ce să vă scuzați, domnule Iacob, noi vă mulțumim că ne adresați întrebări și așteptăm și întrebările celorlalți ascultători, fie pe Facebook, fie la numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644. Lucian Iacob vă întreabă: cui îi este mai bine, celui care face sport sau celui care mănâncă mai puțin? Că tot am discutat un pic de numărul de calorii și cum compensăm surplusul calorii prin mișcare. Cred că independent cele două noțiuni nu pot exista într-o viață echilibrată, adică nici să te înfometezi, nu ești fericit și să nu te miști, să fii sedentar, să ai confortul de a nu te mișca, dar să mănânci puțin și să-ți refuzi în continuu, dar nici să faci în continuu sport și să crezi că poți compensa prin alimentație, sub nicio formă. Făcând sport în mod constant, să nu uităm, sportul presupune necesitatea unui combustibil Ca să faci sport, corpul consumă. Consumă glicogen hepatic, glicogen muscular, consumă ultimativ grăsime în ultima, practic, etapă a efortului, cel aerob. Și atunci la grăsime ajungem destul de greu. Deci ca să consumi zahărul din mușchi și din ficat, practic trebuie să-l pui la loc după ce mănânci, adică după ce faci sport, adică și sportul este obligatoriu. Deci nu se pune problema să nu avem măcar o jumătate de oră de mers pe jos, de urcat niște scări, de coborât, dacă avem timp și de făcut ceva mai elaborat într-o sală, de mers de alergat un pic în parc, chiar dacă e frig afară, ne îmbrăcăm bine. Dar cu toate astea, efortul trebuie susținut cu glucide. Să nu uităm că aceste glucide care se consumă din mușchi și din corp trebuie puse la loc. Iar dacă ele sunt în exces, după ce facem efort, se cam văd pe cântar. Deci cel care face mult efort și nu ține cont de dietă nu va avea niciodată rezultatul scontat, adică nu... Ca să fiu poate un pic abruptă afirmația, kilograme puține nu se obțin cu sport și cu mâncat orice. Chiar era o întrebare. Kilograme puține se obțin mâncându-se ordonat, făcându-se combinații corecte, făcând și un pic de mișcare și mâncând după vârstă, după sex, după preocupări, după implicarea în cea fizică zilnică. Deci dacă nu faci deloc mișcare și mănânci, chiar dacă te înfometezi, practic iarăși nu o să ajungi la o stare de bine. Vom detalia pe parcursul emisiunii. Abia au trecut sărbătorile de iarnă și desigur că mulți dintre noi ne temem să ne urcăm pe cântar. 1, 2, 3 kg în plus, probabil că fiecare simte când își pune cămașa, când își pune fusta, pantalonul, fiecare dintre noi simțim un pic. La nasuri se simte cel mai bine, la nasturi acolo, la cămar și la nasturi. Exact. Da. De ce mâncăm mai mult în perioada sărbătorilor și de ce ne îngrășăm în această perioadă? Ne îngrășăm clar pentru că mâncăm mai mult, este evident, dar de ce mâncăm totuși mai mult? De confort, în primul rând de confort și oarecum natura umană simte nevoia să recupereze ceva ce n-a putut face pe o perioadă îndelungată, adică tot anul ai avut grijă ce mănânci, ai fost într-o rutină și ia acea supapă de sărbători de care simți nevoia să profiți, e vacanță, te întâlnești cu cei dragi, se gătește în familie, se întâlnesc cu oamenii care se bucură de unii de prezența celorlalți și atunci apare această nevoie de confort și până la urmă confortul vine și din farfurie. Nu mai sunt orele de masă respectate în vacanță, ne trezim târziu, ne culcăm târziu, mâncarea e mai sărată, că de Crăciun mâncăm murături și mâncăm cârnați și mâncăm tot ce înseamnă românesc înseamnă. Se spune că totuși murăturile sunt sănătoase. Sunt minunate, dar nu când vine vorba de siluetă, nu când vine vorba de menținerea greutății, pentru că sărate și reține apă. Se reține apă. Sunt desigur și persoane care nu au niciun fel de influență, asupra cărora nu e niciun fel de influență atunci când se consumă murături. Dar, atenție, murături în oțet, murături în moare, în apă cu sare. În apă cu sare. Apă cu sare și din sare, dacă vorbim de sare, vorbim de creștere în greutate. Sigur că vor fi consumate de 2-3 ori pe săptămână, vor fi pregătite, adică scoase din butoiaj, din borcan, din ce le avem și le tăiem în așa fel încât acea zeamă mai sărată, acea moare, practic să nu fie consumată chiar toată, dar de la varză, de exemplu, indiferent, îmi asum când spun lucrul ăsta, este atât de sănătoasă și atât de plină de aminoacizi acea varză și de atât acid lactic, încât colonul ne mulțumește dacă bem și un pic de moare de varză. Am înțeles și poate o soluție este să facem o ciorbă. Categoric și nici foarte multă și nici în cantitate foarte mare, sau atunci când preparăm și când pregătim murăturile de toamnă, să le pregătim pentru 3-4 luni, nu pentru un an. Pentru că dacă ne dorim să păstrăm murăturile până la vară, categoric trebuie să adaugi mai multă sare, dar eu știu și în familie la noi există, tatăl meu are o rețetă magnifică de varză murată. Ia să nu spuneți! Deși, da, nu mă pricem, deci tatăl meu e profesor, adică nu are nicio legătură cu bucătăria, dar tata face cea mai bună varză murată, nu e sărată deloc, foarte, foarte puțină sare, moarea este roz, pentru că pune întotdeauna vă invităm la o nouă ediție, absolut. Facem o ediție dedicată murăturilor și despre rețeta de varză murată. Așa, și sfeclă roșie, atât vreau să adaug, care îmbogățește proprietățile prin aport de fier și arginină, un aminoacid excepțional, foarte bun pentru ficat, pentru detoxifierea ficatului. Deci este important să punem sfeclă, un pic de sfeclă roșie, și de o culoare absolut superbă și e foarte apetisantă. Of, deja nu mai pot să mă gândesc la următoarea întrebare dacă am vorbit despre varză murată, dar încercăm totuși să rămânem pe formatul emisiunii. Cum revenim la greutatea inițială? Am înțeles de ce ne îngrășăm, ne relaxăm. De regulă începem masa de prânz la ora 12:01 și o terminăm seara la ora 10, adică așa o ținem împreună cu prietenii și cu familia, într-o bucurie, da. Mâncăm un pic mai mult, mâncăm și dulce, mâncăm și mai sărat. Și mai târziu. Și mai târziu ne mișcăm mai puțin, pentru că dacă stăm împreună cu familia la masă, nu mai avem timp să facem mișcare. Și cum revenim la greutatea inițială? Cu echilibru, deși poate sună un pic... Peste noapte sau în timp? Încât trebuie să dăm corpului să revină la greutatea anterioară sărbătorilor atâta timp cât am avut excepții și am făcut excepții. Deci dacă noi în 2 săptămâni am pus 2 kg, ne dăm 2 săptămâni să dăm cele 2 kg. Aici se rupe un picuț echilibrul, noțiunea de echilibru, când cineva spune bine, m-am îngrășat de sărbători 3 kg, în 2-3 zile le dau jos. Atunci se fac, e biciuit corpul practic cu o dietă severă care nu face decât să dezechilibreze apoi pe întregul parcurs al anului, pentru că noi suntem în iarnă, avem nevoie de, corpul are nevoie de funcția de termoreglare, consumăm mai multe proteine, mai multe grăsimi și e necesar să fie așa, avem zile mai scurte, întuneric mai mult și toate acestea duc spre un singur lucru, spre a mânca mai cald, mai gătit, mai, nu e ca vara, că atunci când te saturi cu 2 felii de pepene, nu ai nevoie de mai mult de atât. Acum e nevoie de gătit și atunci slăbitul, de fapt pierderea acestui exces de apă, pentru că kilogramele, să ne înțelegem, kilograme de grăsime se pun în timp. A pune 1 kilogram de grăsime înseamnă a consuma în jur de 9.000 de kilocalorii. Păi ca să mănânci 9.000 de kilocalorii îți trebuie o săptămână să mănânci în exces. Oricum avem un metabolism bazal care le consumă o parte din ceea ce consumăm, dar un exces de 9.000 de kilocalorii, cât înseamnă 1 kilogram de grăsime, asta înseamnă timp îndelungat. Deci, ce reținem după sărbători este apă. Apă care se duce la fel așa cum a venit, dar trebuie avut grijă ca acea greutate în plus, comparativ cu greutatea dinaintea sărbătorilor, să fie dată repede. Dacă apucă să se lipească și să facă cuib acolo, se dă din ce în ce mai greu. Acea apă se transformă, de fapt, în țesut adipos în timp, acea retenție hidrică, de fapt. Așadar, echilibru înseamnă să ne întoarcem la cele 5 mese pe zi, adică 3 mese principale și 2 gustări de fructe. Sunt persoane care urmează mult și eu recomand asta, intermittent fasting-ul. Chiar vreau să discutăm despre postul intermitent. Da, postul intermitent și au un program de masă un pic, fie mai devreme, fie mai târziu, dar mănâncă doar 8 ore în zi, deci au o perioadă de post al corpului de 16 ore și atunci dacă sunt mâncători de mic dejun, încep cu micul dejun de dimineață, dar la 4-5 după amiază terminăm cu mesele, deci postul intermitent este absolut minunat, acea pauză pe care dăm pancreasului, dăm sistemului digestiv să nu mai ronțăie, să nu mai fie pus la treabă după ce a fost oricum 2 săptămâni pus de sărbători, 2-3 săptămâni la treabă, îi dăm un pic de pauză. Deci un pic de post intermitent în această perioadă ne-ar ajuta. Este foarte eficient. Nu în kilograme, nu se vede cine știe ce, dar în centimetri și în stare de bine și în energie și în claritate mentală când te trezești dimineața și trezit fără ceas, fără să mai tragi de tine foarte mult, deci acest lucru se vede. Deci în niciun caz o dietă de înfometare nu va fi soluția pentru revenire. Pentru că vorbeați despre pancreas și despre nevoia de a lăsa să se relaxeze, avem un ascultător în direct, este vorba de domnul Ion din Suceava. Îi spunem bună dimineața, bun venit la Serviciul de Noapte. Mulțumesc și sărmâniile dumneavoastră și doamnii doctor, cu tot respectul. Dacă bună seara. Nu este sărmână, doamna doctor. Profit de această unitate. Eu sunt un ascultător, am uitat să spun. Zic eu fidel la diverselor emisiuni din noapte și nu numai. Și am mai ascultat și alte emisiuni pe teme medicale, denumărate și am ceva cunoștințe, dar aș vrea să mă refer, doamna doctor, strict pe problema mea, să-mi spuneți dacă să am șansă de reabilitare sau, scuzați-mi vorbirea, deja această stare mă va urmări până la moarte, mai repede sau mai târziu. Am 67 de ani la ora actuală. Și vreau să spun că am avut o viață foarte, ca aș spune, chiar oricum, știu eu, dezordonată din punctul ăsta de vedere, că am înțeles eu cam ce înseamnă să viață echilibrată și așa, că am muncit mult, nu că am stat în baruri sau am avut alte vicii, să zicem. Și să știți că și excesul de muncă dezechilibrează. Orice exces dezechilibrează, sigur. Și vreau să spun că am ajuns într-o stare deplorabilă. Nu mai pot. Coloana mi s-a curbat numai în momente de, mai ales așa, de criză, vă spun, se lasă în jos până aproape cu bărbie de genunchi și simt, după ce într-adevăr iau o gustare, să zic așa, fertilă, mă mai reabilitez o recursă. Deci este vorba de o așa zisă demineralizare. În principiu, asta trebuie sfat, în primul rând trebuie cerut medicului ortoped, medicului neurochirurg, deci este o întreagă echipă și sunt multe specialități implicate în afecțiunea despre care vorbiți. Deci, am trecut prin această etapă în ultimii 2 ani, am făcut tot felul de investigații și am ajuns la neurochirurg, care mi-a scris, printre altele, despre un fel de nu am acum în față acel referat, chiar rețin că îmi scria că e vorba de o cum să spun, de compensare biomecanică. Da, asta nu ține de alimentație neapărat, dar cu siguranță un lucru pe care îl putem face cu toții este să avem aport suficient de vitamină D. Lipsa vitaminei D, mai ales în sezonul de iarnă, afectează mult starea oaselor, starea musculaturii, starea articulațiilor. Deci trebuie să vă asigurați înainte de orice, dincolo de faptul că, v-am spus, trebuie să lucrați îndeaproape cu specialiștii, medicii specialiști care răspund de zona asta de afectare pe care o aveți. Vitamina D să nu lipsească, omega-3 sau peștele să nu lipsească din alimentație. Și să încercați să mâncați cât mai dietetic gătit, pentru că toată alimentația, tot ce înseamnă... Alimentele astea de fast food, mai ales, mă omor. Și acum, dacă puteți rămâne puțin, doamna doctor, vă rog să mă ascultați pe mine, să vă spun prin ce probleme mă confrunt. Deci mi-a ieșit până și un ulcer varicos, care este ca o reacție a acestor alimente, așa zise, neconforme, după cum am înțeles că mai numiți dumneavoastră specialiștii în nutriție sau alți medici, adică cele afectate de chimicale diverse, de săruri, de sare, adică mai ales, și, sau de tratamente de astea fitosanitare, care se aplică la fructe și legume, la diverse, așa. Vă spun, toate astea, deci am ajuns într-o stare, vă spun, care am observat cu ochii mei, nefiind specialist în acest, așa să zicem, vorbit, cum spuneam, dar am observat că am, așa zise, nevoi speciale, cum se numesc ele, iară, din nou mai nou, ce am auzit eu la tot felul de medici și alți vorbitori la radio despre anumite piteme medicale. Și vreau să spun că sunt o victimă acestui regim de viață. Așa este. Mulțumim mult de tot pentru întrebare. Într-adevăr, este impresionantă povestea ascultătorului nostru. Așa este, însă mai avem și o opțiune, stimate ascultător, să alegem alimentele care nu ne fac rău. Avem liberul arbitru și atunci o soluție este să nu mâncăm fast food chiar așa de des, să nu mâncăm alimente neconforme, exact cum spuneați, atât de des, și atunci starea de sănătate se amelioreze. Cu siguranță, tot ce ține de sistemul osteoarticular necesită adresare către medicii specialiști, dar și o alimentație echilibrată și întoarsă cu fața spre tradiție și spre dietetic, cu siguranță va ajuta și ea. Mihai Forșa ne întreabă pe Facebook ce înseamnă să fii obez. Ar dori informații mai tehnice imediat după ce ascultăm o melodie, pentru că e momentul unei pauze muzicale. Reamintim și numerele de telefon la care ne pot suna ascultătorii: 021 312 1054 sau 021 312 3644. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. casei mereu, pe inimă-mi lasă urme, dorul greu de locul meu. Mă așteaptă mereu acasă, copilăria mea, când mă așez la masă, cu ochi plâns bunica mea. Aș da tot dacă aș putea, să fiu mândră în țara mea și să nu mă rătăcesc prin lume, oricât de greu, să mă întorc mereu acasă în locul meu. Ce se aude, măi micuță, joacă ora în puieniță, hai să mergem toți la joc, să ne fie cu noroc. Ora mândrilor români, învățată de străbuni, treaba de mândră la joc, să nu ne oprim deloc. Nicăieri nu-i ca acasă, știi, când te duc departe ale naibii datorii, știi? Și vii și juri că nu mai pleci vreodată, sau dacă o fi să pleci, jur că o să te întorci îndată. Yeah. La familie și frați nu există valoare mai mare să vă îndepărtați. Și când vezi că se duc anii, cum se duc banii, intri în panică când vezi că s-au schimbat chiar și dușmanii. Ce țin și cu viața asta? Fugi în stânga, în dreapta, până simți că o e razna. Și dacă ar fi să o socotești de la început, îți dai seama că mai mult ai pierdut. Ce se aude, măi necuță, joacă ora în puieniță, hai să mergem toți la joc, să ne fie cu noroc. Ora mândrilor români, învățată de străbuni, treaba de mândră la joc, să nu ne oprim deloc. Și doare, doare tot mai tare, mă rupe în mii de bucăți, dorul ăsta e tot mai mare. Oriunde mă poartă viața și orice s-ar întâmpla, când vine dimineața, la ai mei îmi zboară inima. Aș da tot dacă aș putea, să fiu mândră în țara mea și să nu mă rătăcesc prin lume, oricât de greu, să mă întorc mereu acasă în locul meu. Ce se aude, măi necuță, joacă ora în puieniță, hai să mergem toți la joc, să ne fie cu noroc. Ora mândrilor români, învățată de străbuni, treaba de mândră la joc, să nu ne oprim deloc. An de an, sărbătorile trec prea repede și în primele săptămâni din ianuarie evităm să ne urcăm pe cântar, bucuria lasă loc îngrijorării. De ce ne îngrășăm în perioada sărbătorilor? Cum revenim la greutatea de dinainte acestora? Mulți dintre noi ne propunem la fiecare început de an să slăbim câteva kilograme și să facem mai mult sport. Despre toate acestea, dar și despre secretele unei alimentații corecte în sezonul rece, discutăm în această noapte cu lector dr. Lygia Alexandrescu, specialist în nutriție. Care sunt însă secretele românilor atunci când vine vorba de slăbit? Roxandra Maria Cojocaru a încercat să afle. De sărbători ați exagerat la mâncare? Ați mâncat un pic mai mult? Vă propuneți acum să dați jos ceva? Nu am mâncat exagerat, dar îmi propun să mai slăbesc vreo 2 kg. Și începeți să lucrați și la capitolul sport sau doar la capitolul nutriție? Doar la nutriție. Cu sportul e mai greu. Și la capitolul stil de viață simțiți că vreți să faceți schimbări în noul an? Da, să mănânc mai sănătos, fără chipsuri, fără prostii. La începutul anului toată lumea vrea să dea cele 2-3 sarmale în plus de la masa de Crăciun, de la masa de Revelion. Dumneavoastră cum începeți acest an la capitolul dietă și sănătate? Păi mi-am propus și eu să dau jos, dar să vedem dacă o să și reușesc. Unul dintre motivele pentru care am plecat la plimbare pe jos. Prin dietă, mergând la nutriționist, am slăbit 10 kg în 2 luni. mâncând la ore fixe, plecam cu bicicletele, scoteam pachetelul sau pe stradă, mergeam pe jos, mâncam și am reușit să slăbesc. Bine, sport n-am făcut foarte mult, dar mâncând la ore fixe 3 mese principale și 2 de fructe și apă, chiar m-au ajutat. E adevărat că am pus la loc. Și vreți să încercați cu un nutriționist sau sport? Nu, sport. Vreau să ies dimineața să alerg. Eu fac 13 km pe zi, pe jos. Și vă propuneți în anul nou să dați jos sau să schimbați ceva la dietă? Nu se mai poate la 47 de ani. Merg și cu bicicleta și nu se mai poate. Doar prin dietă, da. Vă simțiți confortabil așa? N-ați exagerat cu nicio sărmăluță în anul nou? Nu, consider că e vorba mai degrabă de stil de viață decât de o dietă. Și ce ați vrea să schimbați la stilul de viață? Nu vreau să schimb nimic, asta ziceam. A, deci vă simțiți și cu stilul de viață, vă odihniți suficient, mergeți pe jos, mergeți cu bicicleta, faceți sport? Cât de cât, da, încerc. Acum că a venit anul nou, încercați să schimbați ceva la capitolul dietă sau la capitolul sport? Da, eu încerc să consum cât mai multe fructe, legume de aici din piața Obor. Chiar am consumat, într-adevăr, mai multe fructe și legume și carne mai puțină. Și văd că mergeți pe jos, aveți un obicei din a merge pe jos? Da, când fac piața merg pe jos, în schimb am și mașină personală și acum pe frigul acesta e mai bine cu mașina. A fost Roxandra Maria Cojocaru, un dialog cu bucureștenii imediat după sărbători. Cum comentați ce spun oamenii? Iată, am avut exemple diverse, cineva spunea că la 47 de ani e prea târziu să mai facă schimbări și să se mai gândească să schimbe ceva în dietă. O doamnă ne spunea că a slăbit 10 kg cu 3 mese pe zi și 2 gustări. Deci, Doamne, ar fi câte o emisiune pentru fiecare astfel de răspuns, pentru că la 47 de ani nu mai merg lucrurile așa cum spunea domnul din material. E o exagerare, în sensul că e o doză de pesimism nejustificat, în sensul că orice se poate, la orice vârstă și dacă e un plan bine pus la punct, ca în toate, până la urmă. Cu disciplină și cu plan. Sigur că da, cu plan, cu disciplină și fără o strictețe feroce, pentru că o astfel de strictețe obosește și poți să o faci pe termen lung. Și revin acum la răspunsul doamnei care a spus: am ținut strict și am slăbit, dar m-am îngrășat. Lucru care, spun, e un alt subiect de discutat. Nu avem niciun motiv să ne întoarcem la, odată ce descoperim o cale, să menținem greutatea, să avem energie, să ne simțim bine, să ne întoarcem la vechile obiceiuri. Sigur, nu poți să fii strict așa toată viața și să fii exact și să... Mai sunt concedii, mai sunt perioade grele, deci totul trebuie abordat cu prietenie. Până la urmă, de asta nu avem rezultate pe termen lung, pentru că vrem să fim perfecți, iar perfecțiunea nu poate fi atinsă pe termen lung. Sigur, poți să ai un anumit număr de săptămâni în care ții foarte strict, ai un rezultat foarte bun, dar acel rezultat trebuie menținut, pentru că chinuiala de a fi atât de strict nu poate să dureze mult. Și atunci soluția este ca, odată ce s-a ajuns la o greutate de confort, să se urmeze un program în care 5 zile ești strict, ai grijă să nu sărezi foarte tare alimentele, să mănânci la 3 ore diferență între mese, să ai mic dejun, prânz, cină de vreme înainte de ora 20, dar să ai și 2 zile în care trebuie să existe un mecanism de confort, de reconfortare a organismului, în care, uite, pentru ce ai făcut în timpul săptămânii, cele 5 zile, să ai totuși niște, o formă de răsfăț, pentru că nu se poate să fii într-o permanentă dietă și nu se poate să fii într-o permanentă restricție și să-i spui corpului în permanență nu. Nu face bine nici moralului, nici psihicului, dar nici organismului. Apar după diete care se țin foarte mult și sunt restricții mari, apar dezechilibre și asta se văd și pe piele, se ridează pielea, devine atonă, ochii își pierd din strălucire, pentru că lipsesc foarte multe grupe de alimente sau anumiți nutrienți și acest lucru, spuneam că se vede, starea psihică nu este bună, cade părul, se rup unghiile, devin casante, friabile, deci lucrurile trebuie să fie echilibrate, cum spuneam, deci 5 zile de dietă contra 2 zile de răsfăț cu decență, cred că ar funcționa mult mai mai bine decât o dietă pe termen, știu eu, mediu și foarte strictă și apoi îngrășare care nu face altceva decât să ducă la o formă de disconfort emoțional, la depresie, la anxietate, la dezechilibre metabolice. Sigur, la dezechilibre, orice dietă, să nu uităm că nu duce la pierdere doar de grăsime și de masă musculară, o deshidratare la nivelul organismului și să nu uităm că după 40 de ani, într-adevăr, apropo de ce spunea domnul că nu se mai poate slăbi după 47 de ani, să nu uităm că după 40 de ani masa musculară pe care o avem din tinerețe trebuie menținută și păstrată cu mare grijă, pentru că procese formatoare de țesut nobil nu mai există, de os și de mușchi. Avem procese anabolizante de grăsimică pe care o punem, o depunem, o dăm jos, nu-i nicio problemă, dar mușchii trebuie păstrați și funcțiile lor trebuie păstrate integre. Și aici este o discuție extrem de interesantă. Ce este mai important după 40 de ani? Să slăbim doar de dragul de a slăbi sau să încercăm să conservăm masa musculară pe care deja o avem, pe care se presupune că am lucrat-o în copilărie și în tinerețe? Cu siguranță cei care avem peste 40 de ani, cu siguranță am avut o copilărie activă, nu am mers cu mașina la școală, n-am mers cu, poate, metrou unii dintre noi, dar nu cu mașina și ne-am jucat și am avut libertatea de a ieși mult și a petrece mult timp în aer liber. Acum, sigur, după 40 de ani trebuie să corelăm activitatea, vârsta, înălțimea, greutatea trebuie corelate. Dacă vorbim despre indicele de masă corporală, să încercăm să-l menținem pe maxim. Dacă nu putem mai jos de atât, dacă la vârste mici și tinere, în studenție, încerci indicele de masă corporală, știm foarte bine că este obținut prin împărțirea greutății la pătratul înălțimii în metri. Da? Pentru o persoană de 70 de kg împărțim la înălțimea de 1,60, să spunem, că sau 1,70 la pătrat și avem o valoare. Această valoare, firesc, este să fie între 19 și 25. Până în 40 de ani ne străduim să o ținem cât mai aproape de mijlocul intervalului. Dacă între 40 și 50 de ani reușim să stăm pe acel 24-25, e un lucru foarte bun. Din păcate, după ce trecem de această vârstă de 50-55 de ani, scăderea în greutate de multe ori se face și pe masă osoasă. Se pierde țesut osos. Vertebrele sunt afectate și ele și scăderea în greutate de multe ori se face pe această masă musculară și scădere de masă musculară și masă osoasă și atunci totul se întâmplă în detrimentul unui indice, adică scădem, dar scădem și calității vieții, pentru că apare osteoporoză, apar alte probleme de sănătate. Și greutatea, dacă ne menținem, practic înseamnă că noi de fapt creștem în țesut adipos, masa adipoasă, da? Sau grăsime. Deci foarte mare grijă la acest lucru și ăsta e motivul pentru care trebuie în permanență, măcar o dată pe an să ne adresăm medicului care ne urmărește în mod normal, de familie sau medicul specialist, să facem un set de analiză și să vedem că aceste rapoarte interne de colesterol, LDL, HDL după 40-45 de ani sunt cele normale, trigliceride la fel normale. Deci ne ducem și spre zona de biochimie și de imunologie în așa fel încât să știm că suntem cu adevărat bine, nu numai din aspect fizic, dar și din tot ce înseamnă intern. Avem mai multe întrebări de la ascultători, o să le iau pe rând și o întrebare chiar m-a făcut să zâmbesc pentru că este interesantă, este venită din partea unui medic din Constanța, dar rămăsesem datoare cu un răspuns ascultătorului nostru Mihai Forșa, ne-a scris pe Facebook: bună noapte, ce înseamnă să fii obezi? Mai tehnic vă rog, mulțumesc! Se referă noțiunea tot la indicele de masă corporală, adică până între 19 și 25 vorbim despre normoponderalitate, până în 30 vorbim despre supraponderalitate, între 30 și 40 sunt 3 grade de obezitate, gradul 1, gradul 2, gradul 3, iar peste 40 vorbim despre obezitatea morbidă, cea care pune viața în pericol. Și se poate calcula, ați spus categoric, foarte clar. Împărțim greutatea în kilograme la pătratul înălțimii în metri. Și deci apare acest indice care trebuie să fie cât mai aproape de 25 sau cât mai aproape de 30 după o vârstă înaintată sau după anumite perioade din viață, după o sarcină, de exemplu. Dacă suntem undeva la 27, știm că ne putem întoarce la greutatea dinainte de sarcină și nu trebuie să uităm că lucrurile se întâmplă în timp, așa cum ne-au luat 9 luni să devenim mamă, ne vor lua cel puțin 9 luni să redevenim femei. Lucian Iacob revine și continuă cu o întrebare interesantă. Oțetul de mere în alimentație are un rol bun sau este numai o poveste? Dacă starea sănătății digestive permite, el se poate introduce în alimentație, mai ales dacă sursa lui este cunoscută și este o sursă organică, adică de casă în special. Oțetul să fie obținut prin fermentația acetică a merelor în casă și într-un timp după o rețetă clasică, în timp îndelungat, deci să știm că procesul este bine controlat, deci da, se poate adăuga acest oțet în salate, dar nu în exces. Sunt studii care arată că oțetul de mere, chiar de mere fiind, dacă e în exces, deranjează fie stomacul, dacă există un diagnostic acolo și este preexistent, sau dacă e în exces, crește riscul depunerii calculilor renal, biliar și așa mai departe. Deci nu în exces, ca în orice vorbim de fiecare dată, cu moderație. Aurelia Paraschiva, bună dimineața, români dragi, vă mulțumesc pentru informațiile acordate zilnic, chiar dacă sunt departe, vă ascult cu multă atenție, vă mulțumim și rămâneți pe recepție, emisiunea noastră continuă. Mai avem și un telefon în direct, dar vă spuneam de acea întrebare care m-a făcut să zâmbesc. Este vorba de domnul doctor pediatru din Constanța, George Miu, și spune: vă rog, ca să mai și râdem, ce regim recomandați echipei României de fotbal și domnului Burleanul, șeful federației? Da. În general, ca să... Probabil că are în vedere rezultatele care echipa națională de fotbal... Ca să avem rezultate, asta și vreau să-i spun, domnului doctor, ca să avem rezultate trebuie să începem să ne creștem copiii de mici. Adică acei sportivi de peste 8 ani, practic, trebuie crescuți alimentar echilibrat și atunci vom avea rezultate. Până nu avem un plan, până nu avem o strategie, inclusiv alimentară, inclusiv chiar de natură psihologică, rezultate nu vom avea. Să nu uităm că în momentul ăsta foarte multă lume ne spune: ok, și acum 20 de ani, acum 40 de ani chiar, 30 de ani, în anii 80, deci avem rezultate. Pentru că lucrurile se făceau mult mai serios, unul la mână și doi la mână. Nu exista un control al dopajului în sport la fel de strict. Acum orice e taxat. Deci avem foarte multe reguli foarte stricte. Da, reguli foarte trăim alte vremuri, cu totul alte vremuri, și atunci... Și tentațiile erau mai puține atunci. Mai puține și, repet, seriozitatea era mai mare. În momentul ăsta avem mari dificultăți, au antrenorii în diverse ramuri, de la atletism și până la orice altă ramură sportivă, în a-i convinge să fie disciplinați și în a-i convinge să... Sigur, și ei sunt tineri și sunt tentați să aibă și alte preocupări, dar performanța presupune o rigoare foarte, foarte strictă. Mulțumesc pentru răspunsul oferit domnului doctor Miu George. Mai avem un telefon în direct, după care sigur o să fie știrile de la ora 1 și revenim iarăși în direct, însă până atunci o salutăm pe ascultătoarea noastră, Doina Câmpan din Timișoara. Bună dimineața! Bună dimineața, doamna Țoghină! Deci eu am 76 de ani. Mulți înainte sănătoși! Da, mulțumesc! Vreau să o întreb pe doamna doctor. În ultimul timp mă confrunt cu arsuri foarte tari la stomac și nu mai știu ce să fac. Cu toate că eu mănânc echilibrat, am greutatea de 20 de ani, am 62 de kilograme. Felicitări, e un lucru extraordinar. Nu fac excese, nu mănânc carne decât poate o dată pe săptămână. Deci am eliminat o grămadă, dar nu știu ce să fac cu aceste arsuri care mă deranjează foarte tare. Cu siguranță medicul gastroenterolog din zona dumneavoastră este cel care vă poate răspunde la întrebări și cu o serie de analize și investigații suplimentare de specialitate vă va putea da un răspuns exact. Însă, atâta timp cât există această hiperaciditate gastrică din punct de vedere alimentar, recomandările în general se referă la a găti tot ce este crud, dar nu se mânca foarte multe crudități până nu se remit aceste simptome. Adică fructele coapte, legumele coapte, grijă și la ce se consumă și cum se gătește, chiar dacă spuneți că mâncați echilibrat și sunt convinsă că faceți acest lucru, grijă la metodele de gătire. Spre exemplu, hiperaciditatea poate să apară și după ce se gătește cu legume multe, dar uleiul se adaugă la începutul procesului de gătire, adică gătiți legume la cuptor, dar adăugați apă, suc de roșii făcut în casă, care e minunat, legumele care sunt minunate, dar adăugați și pe lângă toate acestea uleiul, puneți capacul și se gătesc toate. Încălzirea uleiului în sine produce aceste simptome de multe ori. Așadar, întotdeauna noi recomandăm ca uleiul să se adauge după gătire și să fie numai un ulei presat la rece. Mai bine folosești o lingură de ulei presat la rece la sfârșitul gătitului decât mai mult ulei care e rafinat, scrie pe sticlă rafinat. Rafinarea presupune o serie de procese tehnologice care îi schimbă calitatea uleiului obținut din planta respectivă, fie că e sămânță de floarea soarelui sau este măslină, inclusiv uleiul de măsline. Deci gătim după, adăugăm după gătire. Apoi, potențiatorii de gust. De multe ori se mai gătește cu se mai adaugă diversi potențiatori care dau gust bun, cu care v-ați obișnuit din tinerețe, poate. Renunțăm la ei pentru că acel glutamat de sodiu produce multe modificări negative, nebenefice la nivel gastro, tot ce înseamnă sistem digestiv. În plus, hidratarea este foarte importantă. Între mese să existe hidratare, adică să se încerce un consum de undeva 30 de mililitri de apă pe kilogram corp pe zi sau ceaiuri neîndulcite. Starea emoțională afectează starea digestivă. Există forme de manifestare ale emoțiilor negative exprimate digestiv. Deci sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul atunci când vorbim despre simptomele pe care le-ați descris dumneavoastră, dar primul care vă răspunde strict la întrebări, i-am dat câteva răspunsuri generale, dar strict la întrebarea noastră și la situația noastră se poate adresa doar medicul gastroenterolog de acolo din zonă. Mulțumesc pentru răspunsul oferit ascultătoarei noastre. Vă reamintesc că discutăm cu lectorul universitar Lygia Alexandrescu despre alimentația sănătoasă în sezonul rece, dar nu numai. Revenim imediat după știrile orei 1. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. De azi suntem un simplu strop de gând, fir de nisip purtat de vânt, atât de azi. Te mai simt la pieptul meu, patul e gol la fel cum eu. Voi fi de azi, n-o să te las să pleci așa, te rog, promite-mi că o să ne vedem acolo unde nu-s cuvinte. Ne vedem într-un vis, dansând pe cerul aprins, să știm ce e cu noi, fără furtună, fără ploi. Ne vedem într-un vis, dansând pe cerul aprins, fără să ne amintim că ieri ne-am lăsat dragostea fără putere. Așa te rog, promite-mi că o să ne vedem acolo unde nu-s cuvinte. Ne vedem într-un vis, dansând pe cerul aprins, fără să știm ce e cu noi, fără furtună, fără ploi. Ne vedem într-un vis, Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. 1:00. Bună seara, sunt Dan Georgescu, ascultați știri. În municipiul Fălticeni, 3 autovehicule au fost avariate în urma căderii unor elemente ale acoperișului unui bloc de locuințe smulse de vântul puternic. Pompierii militari au intervenit cu 2 autospeciale și o autoscară de lucru la înălțime. După cum ne-a informat corespondenta noastră, Mihaela Buculei, ninge abundent în zona de munte a județului Suceava, pe DN18, Șesuri, Cârlibaba, în vreme ce pe alte sectoare de drumuri naționale, precum 2H sau 17A, marginea Sucevița, viscolește puternic. Echipele Direcției Regionale de Drumuri Iași intervin în permanență pe sectoarele afectate, însă recomandă conducătorilor auto să evite deplasările. Totodată, DRDP a avertizat că dacă situația se va agrava și va pune în pericol participanții la trafic, există posibilitatea închiderii temporare a anumitor sectoare de drum până la îmbunătățirea condițiilor meteo. Premierul Nicolae Ciucă a declarat la finalul ședinței de coaliție de aseară că s-a ajuns la un acord între PNL, PSD și UDMR ca măsurile de protejare a populației și IMM-urilor față de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale să fie aplicate de la 1 februarie până la 31 martie printr-o ordonanță de urgență care va fi adoptată cel târziu săptămâna viitoare. Cu detalii, reporterul nostru Alina Stănuță. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că s-a ajuns la un acord în coaliția de guvernare, astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,80 de bani pe kilowattoră, iar limita consumului să crească de la 300 de kW la 500 de kW, pentru care se calculează acest preț. Practic, la consumator se va percepe 0,68 de bani pe kilowattoră, a mai spus Nicolae Ciucă. Pentru IMM-uri, premierul Nicolae Ciucă anunța că s-a decis că prețul va fi plafonat la 1 leu pe kilowattoră. La gaze naturale, pentru consumatorii casnici, plafonul va scădea de la 0,37 de lei pe kilowatt la 0,31 de lei, iar limita de consum pentru 5 luni va crește de la 1000 la 1500 de kilowatți. De asemenea, se aplică un discount de 40% și rezultă astfel un preț de 0,221 lei pe kilowatt, a mai anunțat premierul. Pentru școli, spitale, biserici și IMM-uri, industria alimentară se va asigura un preț de 0,37 de lei per kilowatt. Alina Stănuță. Premierul Nicolae Ciucă a mai anunțat și că aproximativ 1 milion de facturi la energie și gaze nu au fost calculate corect, iar actul normativ va include și obligația furnizorilor de a le reface, fără penalizări și fără a-i debranșa pe consumatorii care nu le plătesc. În ședința de aseară a coaliției de guvernare s-a decis și că, pentru școli, spitale, biserici și industrie alimentară, se va asigura un preț de 37 de bani per kilowatt. Toate măsurile prevăzute se referă doar la o plafonare a prețului și nu se renunță la liberalizare, iar potrivit calculului, impactul bugetar este de aproximativ 3 miliarde de lei, a mai declarat premierul Nicolae Ciucă. 4 confederații patronale și 5 confederații sindicale i-au solicitat ieri premierului Nicolae Ciucă să plafoneze prețurile la energie electrică și la gaze naturale la valoarea acestora din decembrie 2020, pentru o perioadă de cel puțin un an. Semnatarii scrisorii adresate șefului guvernului solicită crearea unui grup de lucru care, în maximum o lună, să elaboreze soluții pe termen mediu și lung pentru asigurarea securității energetice a României, iar aceste soluții să se materializeze într-un pact asumat de toate forțele politice și de partenerii sociali. Astfel ar putea fi corectat și realizat un cadru legislativ cuprinzând și reglementările care să evite o criză economică și socială. Datele meteo astăzi vor fi intensificări de vânt în majoritatea regiunilor, iar la munte rafalele vor avea viteze de până la 110 km pe oră. Cerul va fi variabil, cu unor mai persistente în Maramureș, Transilvania și Bucovina. În zonele de munte va ninge viscolit, iar în Moldova și Dobrogea va fulgui. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între minus 3 și 7 grade, cu cel mult 6 grade în capitală. Acum, la București se înregistrează 4 grade. Din sport acum, adusă de Catrinel Oprișiu. Bun găsit! Liga Profesionistă de Fotbal a hotărât ca meciul CSU Craiova Rapid din etapa 22 a Ligii 1 să se dispute conform programării inițiale, sâmbătă 22 ianuarie de la ora 20. CSU Craiova, care are 14 jucători infectați cu COVID-19 în lot, a cerut amânarea meciului cu Rapid. LPF a transmis că programul etapei cu numărul 22 va rămâne neschimbat. Brentford, locul 14 în Premier League, i-a propus un contract pe 6 luni danezului Christian Eriksen, fotbalist care n-a mai jucat din vara anului trecut, când a suferit un stop cardiac în timpul meciului Danemarca-Finlanda de la campionatul european. Eriksen este liber din decembrie, când și-a reziliat oficial contractul cu Inter Milano. Eriksen nu mai avea drept de joc în Italia din cauza dispozitivului care a fost implantat la inimă. Știrile orei 1 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Discutăm despre alimentația sănătoasă în sezonul rece cu doamna Lygia Alexandrescu, specialistă în nutriție. Vă reamintim numerele de telefon la care ne puteți suna: 021 312 1054 sau 021 312 3644. De asemenea, puteți să ne trimiteți mesaje prin SMS la 0748 88 77 66 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină. Spuneam că mai avem mesaje de la ascultătorii. Sorina Santău ne scrie pe Facebook că are 39 de ani și o viață agitată, lucrează în 3 schimburi și nu poate să mănânce așa cum ar trebui. Ce ar putea să facă, deoarece a luat mult în greutate, merge pe jos destul de mult, dar mănâncă haotic. Vă mulțumește pentru sfat. Foarte bună întrebarea. Atunci când se lucrează în schimburi, viața nici nu poate să fie normală. Normal este și firesc că să te trezești la o oră de vreme dimineața și să lucrezi în prima jumătate a zilei. Dacă doamna lucrează în 3 schimburi, asta înseamnă că lucrează... Una din ture este normală și poate să firească de la, nu știu, probabil că de la 7 undeva până la ora 15 sau chiar mai devreme până la ora 14 și atunci poate să mănânce dimineața mic dejun normal, să aibă niște gustări de fructe la serviciu și prânzul să-l ia după ce termină schimbul 1, urmând ca cina să fie luată la o oră decentă până în ora 20. Problema, iar după amiaza întâlnim cazurile astea, ni se adresează persoane care lucrează în ture, după amiază, o tură de după amiază înseamnă să începi la prânz. Ei, în situația asta se mănâncă acasă confortabil, schimbul 2 e cel mai comod, se mănâncă micul dejun acasă, apoi se ia o gustare în drum spre serviciu, la serviciu îți iei prânzul și cina, în așa fel încât un schimb 2 de obicei se termină undeva pe la ora 22-23, ar fi o masă mult prea târzie pentru cină. A veni acasă atât de târziu până te speli, până te aranjezi un picut să mai mănânci cina la miezul nopții, înseamnă să iei în greutate foarte mult. E, marea problemă este tura de noapte. În general se intră la ora 22 și se iese dimineața sau la ora 19, cum e în sistemul medical, la ora 19 și iese dimineața la ora 19. În situația asta, practic, trebuie să ne odihnim mai mult în timpul zilei, să, adică aceste persoane să aibă mic dejun și prânz în timpul zilei, să se odihnească, iar la serviciu, practic, să-și ia cina undeva până în ora 22, pentru că noaptea vor fi, acești oameni lucrează și au nevoie de energie, peste noapte să consume alimente care nu prea se văd pe cântar. Și aici mă refer la lactatele fermentate, mă refer la brânza proaspătă de vacă. Deci, în afară de cină, din 2 în 2 ore, din 3 în 3 ore, pot consuma alimente care conțin proteine, dar nu conțin sodiu foarte mult. Asta înseamnă brânză proaspătă, cotigiurile, tot ce înseamnă brânză cu o lingură de, chiar dacă au 5% smântână, nu-i niciun fel de problemă. Sunt oameni care fac efort, din nou spun. Marea problemă sunt carbohidrații, mâncatul pâinii noaptea sau mâncatul cartofilor noaptea, mâncat de fast food noaptea, dar consum de fast food noaptea, astea sunt marile probleme. Așadar, după o cină pe care o iei la serviciu, poți să consumi din 2 în 2 ore sana, lapte bătut, chefir, iaurt de băut de 2%, morcovi proaspeți, cruzii, care au și ei un indice glicemic bun. Dacă e efort fizic mult, atunci, într-adevăr, se mănâncă proteine, spuneam, brânza proaspătă e foarte bună și este indiferentă gântarului dimineață. Se recomandă un mic dejun undeva la 4-5 dimineața, în așa fel încât atunci când te duci acasă, doar îți faci un duș, poate mai bei un chefir și te odihnești, dormi. Și dormi undeva de la, ora 8-9, până la prânz, până undeva la ora 2, să se prindă minim 6 ore de somn, urmând ca prânzul la masă, la ora la care persoana respectivă se trezește, să înceapă direct cu masa de prânz. Nu recuperăm mesele, iarăși gustări de fructe, iarăși mic dejun, știu eu, și atunci te trezești la prânz, te trezești cu ora corespunzătoare, deci cu masa corespunzătoare orei de trezire. Și în felul ăsta se intră practic cu un prânz la ora 2, la ora 4 fructe, la ora 19 cina și se intră cât de cât în normal. Mulțumesc pentru sfatul oferit ascultătoarei noastre, Sorina Santău. Mai avem un telefon în direct, îl salutăm pe domnul Ruslan. Bună dimineața, bun revenit la Serviciul de Noapte. Bună dimineața dumneavoastră și stimatii dumneavoastră invitați. Bună seara. Să spunem că sunt trei persoane în viață pe care nu te semi niciodată. Doctorul, avocatul și preotul. Așa că ce vă spun în seara asta nu este minciună. Cu toate că mulți ascultători poate nu o să creadă. Eu aș vrea ceva, dacă puteți să-mi răspundeți, ce aș trebui să fac ca să pot să mănânc un pic mai mult, pentru că eu nu cred că mănânc mai mult de 200 de grame adunat cu totul pe zi. Și mai sunt niște mese festive, câteodată o dată pe lună de 2 ori, și iau 2-3 bucături, mă uit pe masă, cum să spun, nu mi se trage, nu, am luat 2-3 bucături și gata, mi-e de ajuns. Apropo de doamna ascultătoare dinaintea mea, eu de la 16 ani am 1 kilogram plus minus și acum am 56 de ani. Mulțumesc. Dar nu mă deranjează greutatea că mi-am păsat, mă deranjează faptul când merg și eu câteodată, da, copii și mâncăm împreună sau când vin ei la noi, nu pot să mănânc și eu mai mult. Nu știu ce pot să fac în privința asta. Mulțumim de întrebare și e foarte interesantă întrebarea noastră. Poate ar fi de știut dacă această stare pe care o trăiți e veche, e din copilărie. Pentru că dacă ăsta este, fiecare ne naștem cu un, americanii spun pattern, cu o structură, cu o formă de a fi, un fel de a fi. Și dacă o persoană n-a fost mâncăcioasă de mică, cu siguranță și în adolescență și ca tânăr, cu siguranță în a doua jumătate a vieții nu va deveni un mâncăcios și o mâncăcioasă acea persoană. 200 de grame de alimente pe zi e mult sub necesitatea organismului uman. Poate mâncați foarte concentrat, adică în acele 200 de grame intră și un pic de carne și un pic de ou și un pic de unt, adică și un pic de pâine, în așa fel încât să puteți să asigurați corpului niște nutrienți. Iarăși, dacă e un element de noutate în stilul de viață și în felul de a fi, trebuie vorbit cu un medic specialist, cu medic de medicină internă, pentru a putea investiga această nouă situație. Lucrurile pot fi foarte, adică cauzele pot fi foarte variate, de la o inapetență dată de o stare generală emoțională, știu eu, afectată, până la alterată, până la o tulburare care necesită atenție imediată. Dacă așa ați fost dintotdeauna, poate că nu aveți motive de îngrijorare, dar totuși cereți părerea unui medic să rămâneți cu o cantitate de alimente ingerată mai mare de 200 de grame ca adult. Mai avem mesaje de la ascultători. Iată, Dana Florea din Galați vă întreabă cum procedăm după o masă copioasă cu desert și un pahar 2 de vin, cât timp trebuie după aceea să renunți la acest răsfăț? E foarte bine că ne punem întrebarea și ce facem după un exces, faptul că observăm excesul și faptul că nu se continuă cu un astfel de aport caloric mare, și mâncare și desert și alcool. Și atunci undeva ne propunem ca într-o săptămână să avem niște mese echilibrate, adică să mâncăm cele 3 mese principale, să mâncăm normoproteic, să avem și proteine, să avem și carbohidrați, și aici mă refer la, nu știu, pâine, mămăligă, în cantități limitate, să mâncăm mâncăm din 3 în 3 ore, dar desert și alcool să nu existe pentru acea perioadă de o săptămână, 5 zile până la 7 zile, după care de 2 ori pe săptămână desertul și, echilibrat, moderat. Când spun alcool moderat, mă refer la 250 de mililitri de vin pentru un bărbat, 150 până în 200 de mililitri de vin de bună calitate pentru o femeie. Iar dulciurile la fel se pot consuma, mai ales dacă sunt dulciuri de casă, nu depășim cantitatea de undeva 150 de grame și aici mă refer la luaturi, la plăcinte. Deci o felie de cozonac? O felie de cozonac, da, categoric este permisă, și între mese sau, nu știu, o clătită, ceva ce îi place unei anumite persoane, dar în general între mese consumată, nu imediat după o masă copioasă, adică n-am mâncat o ciorbă de perișoare, am mai mâncat și niște piure cu 3 mititei, în cel mai bun caz piure, dacă nu-s cartofi prăjiți, și mai rade și o înghețată la sfârșit ca să urmeze berea sau vinul, știu eu. Atunci, da, într-adevăr, sunt amestecate și problema nu sunt caloriile, pentru că sunt și persoane cu greutate mică, corporală mică, care își pot permite astfel de excese culinare, caloric vorbind, dar nu ne putem permite ficatul și pancreasul, tot atâta sunt, și ca dimensiune și ca stare de funcționare. Deci ne facem rău din punct de vedere al stării de sănătate. Domnul Dumitru din Suceava vă întreabă, oare o alimentație nepotrivită afectează și gândirea? Da, categoric, sunt studii clare care arată lucrul ăsta. De ani de zile, de la sfârșitul anilor 80, se știe că un aport constant de grăsimi saturate, și aici mă refer la grăsimi de origine animală, obținute și prelucrate mai ales prin prăjire, prin încălzirea uleiului, conduc la creșterea nivelului de colesterol în general în organism, dar și la afectarea vaselor mici de sânge la nivel cerebral. În plus, mâncarea consistentă, fără pauză, permanent consistentă, și vara și iarna, tot carne, tot prăjeli, tot aditivi alimentari, deci tot mâncare cu, cu oarecum neconformă, toate acestea conduc la o stare de prea plin și la, chiar dacă nu e vorba de îngrășare, e vorba de afectare emoțională, la o schimbare a tendinței de a te comporta, deci inclusiv la schimbări de comportament, și acest lucru vedem la copii în ceea ce numim acum hiperactivitate, deci acele sindrome în care copiii nu sunt echilibrați pentru că sursa de alimentație, sursa de alimente nu este cea necesară, cea recomandată vârstei lor. Titina Anica Țene ne scrie tot pe Facebook, ne ascultă cu drag, îi mulțumim, are 77 de ani, mulți înainte, doamna Țene, și nu are probleme de greutate, nu a avut niciodată. Mănâncă sănătos la ore fixe. Acum există multă informație, echilibrul în toate este secretul. Cu somnul nu stau bine. Nu le putem avea pe toate, doamnă, ce să facem, de undeva trebuie să... Noi astea mai plivați, da, poate stăm mai bine cu somnul. De undeva trebuie să trebuie să mai avem și ceva de reproșat organismului. Da, după o anumită vârstă, după 50 de ani, oricum, chiar vorbeam cu doamna Țoghină mai devreme, și cât să dormi. Adică, sigur, ești obosit, în special persoanele care nu mai sunt foarte active, au această tendință de a mai moțăi, de a avea activitate în prima jumătate a zilei, de a moțăi un pic la prânz. Acea moțăială, practic, ne reduce din cantitatea de melatonină, adică hormonul care ne dă senzația de a pune geană pe geană, de a merge la somn, și e oricum limitat. Melatonina nu se mai sintetizează în cantitate ca în tinerețe, ca în prima jumătate a vieții, și dacă mai și dormi un pic după amiază, practic ea se consumă și seara se adorme foarte târziu, nopțile devenind chinuitoare. Un alt mesaj de la un ascultător: în ce cazuri este necesar să mergi la nutriționist pentru scăderea în greutate? Aș spune că medicul în principiu hotărăște acest lucru dacă există probleme, dezechilibre la nivel intern. Mă refer aici la ce spuneam mai devreme, trigliceride, colesterol, acid uric sunt modificate, atunci se impune o conduită alimentară specifică respectivelor modificări. Dacă e doar problema de un exces ponderal, trebuie să știm că noi românii avem multe ghicitori și multe similituri, printre care cui pe cui se scoate, cu mâncare te-ai îngrășat, cu mâncare o să slăbești. Și atunci porțiile mari de alimente se vor micșora, se mănâncă din 3 în 3 ore și din toate grupele de alimente, în așa fel încât reducerea în greutate să se întâmple, atenție, într-un timp măcar jumătate, minim jumătate timpului de îngrășare. Deci dacă te-ai îngrășat într-un an, nu aștepta să slăbești într-o săptămână. Sigur, poate nici jumătate de an, dar câteva luni trebuie dat corpului timp să-și revină și să-și reintre, să recunoască greutatea anterioară îngrășării. Adică dacă ne-am îngrășat în ultimul an 4 kg, ar fi bine undeva să ne luăm vreo 3-4 luni în care să dăm eficient aceste 3-4 kg și să nu așteptăm, exact ce spuneam și după sărbători, ne îngrășăm în 2 săptămâni 1,2 kg și vrem în 2 zile să le dăm jos. Le dăm un pic de timp în așa fel încât să pierdem chiar grăsime, pentru că grăsimea, spuneam că se depune greu, dar se și dă greu, efectiv. Ce se pierde, din păcate, este masă musculară și apă. Atunci, mai ales când nu există carbohidrați, când se trece repede la o dietă cu carne și salată, care e cea mai păguboasă, credeți-mă, din punct de vedere al menținerii rezultatelor, slăbești, dar pui la loc și mai ales prost este că se pierde apă și masă musculară, nu se pierde grăsime. Două întrebări, una a mea și una din partea unui ascultător. Încep cu cea ascultătorului, Daniel Vădeanu. Bună seara! Ce se recomandă în situația mea? Lucrez de noapte o dată la 4 zile, efort fizic alternant, 46 de ani, 105 kg, 1,90 m. Știu că e peste normal, ce se poate face? E peste normal, dar nu foarte mult peste normal, având în vedere că sunteți și peste 35 de ani și înălțimea este foarte mare. Deci un indice de masă corporal firesc ar fi undeva pe la 95 de kg maxim, mai ales, depinde foarte mult. Știți, când e vorba de greutate, trebuie să începem cu depinde. Depinde dacă e o masă osoasă, planturoasă, deci un sistem foarte bine dezvoltat osos, dacă este masă musculară mare sau dimpotrivă este o structură minionă, subțire, doar longilină, doar pe înălțime, dar cu masă musculară puțină, masă osoasă puțină, și atunci e vorba de exces de greutate, de adipozitate. Pentru cineva care lucrează fizic noaptea, clar, în acele 24 de ore în care se lucrează, corpul trebuie hrănit conform efortului pe care îl face. Deci vă calculați conform greutății celor 105 kg, vă mulțiți cu 24 de ore și aflați metabolismul bazal. Asta înseamnă că avem undeva 2500 de kilocalorii numai pentru de consumat, numai pentru tot ce înseamnă activitate fiziologică a organismului. Peste această cantitate mai adăugăm măcar jumătate, adică 1000-1200 de kilocalorii, deci vorbim pentru o persoană care lucrează 24 de ore și mai lucrează și fizic, minim 3000-3400 de kilocalorii, dar obținute din alimente gătite mai sănătos, deci nu din prăjeală, nu din mâncare, cum spuneam la începutul ediției de astă seară, nu mâncare comandată neapărat, adică mâncare cât de cât îngrijită, mâncare iubită, cum îi spun eu, fructe, legume, în timpul zilei, iar peste noapte proteine, adică brânzeturi cu mai puțină sare, dacă se ridică greutăți, dacă se stă în frig, mai ales acum iarna, termoreglarea necesită nutrienți și atunci se va mânca pâine, se va mânca un cartof copt, se vor mânca niște paste chiar doar cu brânză și cu un pic de salată, deci vom avea carbohidrați, pentru că alimentația în sezonul rece este, mai ales când se lucrează noaptea, trebuie personalizată și nu se compară cu unei persoane care lucrează la birou în timpul zilei. Era și întrebarea mea, dar a venit tot din partea unui ascultător o întrebare cel puțin la fel de interesantă. Emilian Făcână vă întreabă slănina pregătită în gospodărie. Ceapa zdrobită cu pumnul, untura de porc, jumările, usturoiul ras pe o felie de pâine prăjită. Sunt bune dimineața? Categoric da. Categoric da. Iarna așa se mănâncă. Acest popor așa a mâncat dintotdeauna. Sigur, nu începem să mâncăm câte o jumătate de kilogram, dar aceste bunătăți pe care omul și le obține în gospodărie trebuie consumate în prima jumătate a zilei, mai ales dacă se face efort, adică 10 grame, să înseamnă o lingură, 10, 15, 20 grame de slăninuță care a fost topită sau chiar slăninuță cu ceapă, cu pâine sau cu mămăligă. Înainte oamenii mâncau și mămăligă dimineața. Pâine, când spun pâine, mă refer la 60, 70, 80 de grame, mai ales dacă se face efort. Acestea se pot consuma de 3 ori pe săptămână, să nu fie în fiecare zi. În principiu, eu recomand ca în 2 zile pe săptămână cel puțin să fie și micul dejun pe bază de să fie consumat, să fie format din alimente de natură vegetală. Dar și aceste alimente pe care omul și le obține în gospodărie, iarna ele să fie consumate. Nu o să mâncăm în august lăninuță, deci acum, da, se mănâncă din purcelul din curte, din gospodărie, se mănâncă aceste produse. Pregătit bine. Și acum întrebarea mea, cât este de important somnul în păstrarea unei greutăți normale? Cardinal de important. Adică un om care doarme, știți, măcar... e o emisiune de noapte, da, și atunci cu insomniaci. Dar este important să discutăm și despre acest lucru, pentru că este foarte important să înțelegem că nu doar ce mâncăm ține de greutate, ci sunt mult mai mulți factori. Atunci când grecii au definit dieta, îi spuneau daiata, au inclus în noțiunea de dietă, au inclus alimentația, mersul, mișcarea, adică somnul, cât de mult râd în timpul zilei, deci starea emoțională, sigur, deci toate acestea. Când râdem, consumăm mai multe calorii decât atunci când suntem triști. Și folosim toți mușchii și folosim cel puțin ai feței și expresia și, bineînțeles, avem această serotonină, acea descărcare hormonală de care avem nevoie, pozitivă și care ne ajută să mergem mai departe. Da, somnul este foarte important, o oră dormită înainte de miezul nopții, știm cu toții de la bunici, nu e nicio știință pe care o spun acum, înseamnă odihnă și înseamnă recuperare foarte bună, chiar dacă dormim mai, cum e în seara asta, după ce plecăm de la emisiune, dormim după miezul nopții, să nu uităm că ficatul e foarte nemulțumit, pentru că, așa se spune, orele dormite după miezul nopții se împart la 4. Adică dormit între 2 dimineața și 12, poți să dormi 10 ore, practic sunt preluate de ficat ca 2 ore jumătate de odihnă. Și ăsta este motivul pentru care pe vremuri bunicii ne învățau dormi 2 ore înainte de miezul nopții. E o utopie să credem că putem dormi 2 ore înainte de miezul nopții în aceste vremuri în care avem multă treabă, dar măcar o jumătate de oră, o oră înainte de miezul nopții, pentru că totul se referă la cascada hormonală care se sintetizează fie în timpul somnului, fie în stare de veghe, și acest echilibru care ține de tot ce înseamnă hipotalamus, tiroidă, tot acest melanj de hormoni trebuie respectat și cu o oră de somn înainte de miezul nopții echilibrul lor este optim. Și încă o întrebare am reținut de la emisiunea din toamnă, că hidratarea este esențială pentru organism. Cât de important este apa în momentul în care vrem să slăbim? Cât de important este să consumăm apă? Când spui slăbire, spui eliminare de ceva, reducere a ceva. Acel ceva care se îndepărtează trebuie îndepărtat cu într-un anumit mediu, iar mediul este apa. Niciodată nu se va slăbi eficient, nu se va scădea în greutate și nu se va combate constipația, nu se va combate, retenția hidrică, dacă nu se consumă acel minim de care spuneam și mai devreme, 30 de ml de apă sau de ceai neîndulcit pe kilogram corp pe zi în sezonul rece și 40 de mililitri în sezonul cald. Foarte importantă este și calitatea apei. Sigur, dacă avem o sursă sigură în curte și știm că îi mai facem din când în când analize și este foarte bună, un puț bine forat și bine izolat și știm că nu există în amonte, nu există o sursă de poluare, categoric putem consuma acea apă. Dar trăim niște vremuri grele din punct de vedere al poluării, și atunci ne asigurăm și bem apă îmbuteliată, apă care să aibă eticheta alimentară. Apă plată, apă minerală? Ambele. Vorbim despre, depinde de fiecare, acum există studiile clinice, bine, din anii 90 există studiile clinice pe apă carbogazoasă dovedită și franțuzească, acum și românească, avem studiu făcut de noi pe consum de apă minerală carbogazoasă cu mult magneziu, apă românească, cu mult magneziu, cu mult ion bicarbonat și prin consumul acestei ape timp de o lună de către persoane sănătoase, deci fizic active, dar care au o predispoziție către sindrom hipermetabolic, adică colesterol mare, acid uric mare, s-au constatat niște îmbunătățiri. Sigur, apa sub nicio formă, această apă minerală sub nicio formă nu tratează, dar poate fi un bun adjuvant atunci când vine vorba de colesterol mare, în special LDL, de acid mare. Puțin magneziu, nu magneziu, un bicarbonat, un pic de... vi s-a întâmplat de multe ori, ni s-a întâmplat să, ca un medic pediatru să recomande apă minerală sau chiar o băutură carbogazoasă atunci când copilul nostru varsă. Și este foarte firesc pentru că ionii bicarbonat din acea băutură care copilului face și plăcere oprește vărsătura. În cantități mici, bineînțeles, lingurițe, dar poate fi folosit acel ion bicarbonat, poate fi folosit terapeutic. Așadar, și apă plată, care e cea mai la îndemână, dar și apă minerală, repet, carbogazoasă, ape minerale sunt toate, asta trebuie să înțelegem, că de multe ori se face confuzia, apă minerală nu înseamnă apă cu bioxid de carbon, înseamnă apă carbogazoasă, da? Și atât apa plată cât și apa carbogazoasă au niște minerale, deci ele sunt ape minerale. Sigur, există și o categorie de apă oligominerală în care concentrația de minerale este mult mai mică și recomandată copiilor și bebelușilor. Deci, aceste lucruri le vedem cu toții, nu sunt niciun secret, le vedem pe eticheta alimentară. Nu vom cumpăra niciodată o apă care nu are eticheta alimentară. Este primul semn de calitate, este primul semn că acea apă este microbiologic pură și e o sursă foarte bună de hidratare. Deci, da, pentru a avea o greutate, pentru a scădea în greutate, este necesară cantitatea de apă și obligatorie de mobilizare a deșeurilor și de schimbare, de primenire a apei celulare de care avem atâta nevoie să fie curată. Dacă vreți să gândim corpul ca pe o piscină, atunci când apa din piscină e curățată, apa e frumoasă, îți vine să înnoți, e o bucurie, o vezi frumoasă, miroase frumos, nu are niciun semn de alterare a structurii, pe când o piscină din care nu schimbăm apa miroase și poate să ne îmbolnăvească. Exact la fel se întâmplă și, dacă vreți, a existat la un moment dat o carte în anii 80 scrisă de un doctor iranian care a emigrat în Statele Unite, care se numea "Nu ești bolnav, ești însetat". Multe boli vin din deshidratare, incredibil de multe afecțiuni apar din cauza deshidratării, pentru că mâncăm, ne concentrăm pe mâncat, ne concentrăm pe cum să trăim mai echilibrat, dar de fapt uităm că noi suntem apă, ne naștem 70-80% apă și mergem spre senectute până la 50-60% apă, deci apa rămâne elementul de bază din corpul nostru. Mulțumesc pentru răspuns. Reamintim numerele de telefon la care ne puteți suna: 021 312 1054 sau 021 312 3644. De asemenea, puteți să ne trimiteți mesaje prin SMS la 0748 88 77 66 sau pe paginile de Facebook Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină și România Actualități. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Pașii erau mici, dar tu doreai să alergi și frica nu te oprea din ce voiai să încerci. Lumea ta afla despre basme și povești, dar chiar și până la ele tu știai cum să iubești. Tu nu auzeai, tu doar ascultai, era de ajuns ce simțeai. Cu ochii deschiși visai la o lume, făceai paradis din ce aveai. Și zi după zi parcă-ți doreai din ce în ce mai tare să fii mare, dar timpul avea răbdare. Închide ochii o clipă și adu-ți aminte, trăiește și bucură-te chiar și din lucruri simple. Nu adecut atât de mult, păstrați în suflet și în gând clipa în care tu erai doar un înger pe pământ. Tu adu-ți aminte, trăiește și bucură-te chiar și din lucruri simple. Nu adecut atât de mult, păstrați în suflet și în gând clipa în care tu erai doar un înger pe pământ. Tu nu auzeai, tu doar ascultai, era de ajuns ce simțeai. Cu ochii deschiși visai la o lume, făceai paradis din ce aveai. Și zi după zi parcă-ți doreai din ce în ce mai tare să fii mare, dar timpul avea răbdare. Am revenit în direct, continuam aici în timp ce ascultătorii urmăreau melodia, noi continuam discuția pentru că sigur întotdeauna mai este ceva de spus. Iată, Emilian Făcână ne scrie pe Facebook: sunt prea multe sortimente, etichete de apă pe piață. Cine ne garantează că toate sunt bune de consumat? Este și aceasta o întrebare. Așa este. Încercăm să, cum spuneam, să găsim o etichetă alimentară care să exprime în primul rând noțiunea de rezidu sec, să știm ce cantitate de minerale există în acea apă. Această etichetă rezultă în urma efectuării analizelor și a unui buletin foarte clar. Aceste buletine de analize au o trasabilitate foarte clară, deci putem să știm în orice clipă din ce lot este și cum au fost în acel moment recoltate. Așadar, eticheta alimentară ne spune și dacă avem cel mai mic dubiu asupra calității apei, sigur se poate reda la analiză și obținem noul buletin. De cele mai multe ori însă se verifică ce scrie pe etichetă și cu ce este de fapt în sticla respectivă. Un alt ascultător pe SMS ne-a transmis: bună dimineața, doamnelor, sunt un pensionar de 62 de ani. Ce îmi recomandați? Să-mi fac singur de mâncare sau să merg la autoservire sau cum se mai zice, la împinge tava? Deoarece timp de 5 ani am lucrat în Marea Britanie, făceam 20 de kilometri cu bicicleta zilnic, lucram 8 sau 10 ore, nu aveam probleme cu greutatea. Dar acum, pensionar fiind, după un an și 2 luni de pensie, am ajuns la 88 de kilograme de la 70. Ce îmi recomandați? Să ne întoarcem în bucătăria proprie și să începem să gătim măcar de 5 ori pe săptămână, adică să mâncăm mâncare gătită de 5 ori pe săptămână. Sigur că putem găti o dată pentru 2 zile, mai ales acum că e iarnă, că e frig, vara perisabilitatea alimentelor e bine cunoscută și atunci evităm să gătim foarte mult pentru mai multe zile, dar acum putem să facem lucrul ăsta. Deci haideți să ne întoarcem la crăticuța noastră, să controlăm aportul de sare pe care îl folosim, să controlăm cantitatea de ulei și calitatea uleiului folosit, momentul la care adăugăm ulei, pentru că sigur de o lingură de ulei presat la rece cu toții avem nevoie, dar nu un ulei prăjit. Atunci când mănânci la împinge tava, sigur, de 2 ori pe săptămână puteți să faceți acest lucru, știu eu, ca să nu gătiți în continuu, dar nu în mod constant. Mâncatul în mod constant din spațiu public, din tot ce înseamnă alimentație publică, poate crește greutatea corporală, pentru că nu avem, cum spuneam, control pe ingrediente. Un ascultător din Timișoara vă întreabă: ce modalități de relaxare recomandați? Este yoga recomandată pentru relaxare? Din punct de vedere al nutriționistului, orice formă de mișcare, de stretching, în tot ce înseamnă un efort care conduce la întinderea masei musculare, articulațiilor, în mod controlat și neexcesiv, categoric conduce la relaxare. Yoga a fost întotdeauna recunoscută ca o metodă de relaxare foarte bună și este aplicată cu succes și în lumea vestică, dar mai ales în țările asiatice, recunoscută pentru starea de bine pe care reușesc să o atingă. Care este diferența între cura de slăbire și alimentația sănătoasă? Poate că este important să discutăm. Foarte bună întrebare, foarte bună întrebare. E diferența dintre a mânca și a nu mânca. Da? A mânca înseamnă a fi hrănit, a te alimenta. Dietă, noțiunea, conceptul de regim, dietă, înseamnă strictețe și eliminare de alimente, de grupe de alimente. Mi se întâmplă foarte multe ori să fiu întrebată de persoane care ni se adresează: bun, noastră recomandați pâine? Eu recomand pâine, recomand toate grupele de alimente din piramida alimentară și sunt persoane care citesc foarte mult și sunt autodidacte și asta e un lucru excepțional, sau cer alte păreri și se recomandă doar anumite grupe de alimente într-un program alimentar. Ei, aia se numește dietă. recomandând eu toate grupele de alimente, atunci o numesc hrănire, adică la baza piramidei sunt carbohidrații, tot ce înseamnă pâine, cartofi, orez, paste. Este atât de ușor să scazi în greutate sau să mănânci doar carne și salată sau niște, nu știu, mâncare pe bază de proteine. Nevoia noastră de proteine nu este atât de mare, mai ales după o anumită vârstă, după 40 de ani. Și atunci, haideți să ne preocupe și aportul de fibre alimentare, haideți să ne preocupe și aportul de carbohidrați care țin pofta de dulce sub control, pentru că o dietă cu carne și salată niciodată nu va asigura, ceea ce înseamnă multe minusuri, nu va asigura niciodată fibrele, nu va asigura niciodată, mă refer la cele insolubile, cele din carbohidrații complexi cu arderi lente, pentru că legumele sigur că au și ele glucidele lor și fibrele lor, sigur, dar nu pot fi consumate doar ele. Fructele și ele sunt necesare, dau zahărul, dau starea de bine, decât să consumi o dietă strictă în timpul zilei și apoi să ai poftă de dulce și să scapi noaptea în dulciuri concentrate. Mai bine ne asigurăm că prevenim acea poftă de dulce, acea hipoglicemie. Chiar ne întreabă o ascultătoare cu ce păcălim pofta de dulce și ce dulciuri putem consuma fără să creștem în greutate. Doamnă, consum de dulciuri fără creștere în greutate e utopie, iar păcăleala poftei de dulce ar trebui înlocuită de absența poftei de dulce în mod real, adică nu trebuie să apară ca să o păcălim. Mâncând de la trezire, din 3 în 3 ore până la cină, mese consistente, adică mic dejun care să conțină carbohidrați, să fie pâine, pâinea aia de dimineață, pâine pe care o cerem în tatăl nostru, trebuie mâncată, că nu-i dată degeaba acolo. E un aliment biblic și chiar dacă nu ne referim la alimentul biblic, ne referim la un aliment care dă senzație de sațietate. Nu vom consuma o pâine întreagă, nu vom consuma o jumătate de pâine, nu va fi albă, categoric, nu va fi o făină... Am reținut pâine cu secară. Pâine cu secară, pâine integrală, pâine cu maia, pâine... Deci o pâine undeva 60-70 de grame dimineața, adăugat pe lângă fructele, deci un carbohidrat, un alt carbohidrat va fi fructul dintre mesele de dimineață, respectiv prânz, deci mic dejun și prânz, apoi după prânzul va avea și el un cartof copt, un pic de orez sau un pic de orez, deci nu amândouă, după amiază vom consuma din nou fructe, seara o lingură de mămăligă, două, ei, toți acești carbohidrați se vor opune hipoglicemiei, se vor opune scăderii poftei de dulce pe care o avem seara și simțim nevoia să mâncăm ceva foarte dulce și foarte concentrat. Desigur că tot ce înseamnă desert de casă se vor consuma, dar în prima jumătate a zilei, adică în weekend sau știu eu, când se face efort, când se iese în parc, simți nevoia să mănânci ceva dulce, fie ciocolată cu un biscuit, dar încercăm să fie integral, să facem o prăjitură de casă, ceva preferat al familiei. Încercăm să controlăm cât mai mult și să mai schimbăm din rețetă zahărul alb, ăla băgat în clor, care știm foarte bine cum se obține, cu un zahăr brut. Da? Un zahăr brut care mai are și niște enzime legate de el, adică sursa e trestia de zahăr și nu, sau poate sfecla, dar nu trece prin acele procese de rafinare. Sau folosim un zahăr de mesteacă în care se pretează foarte bine la făcut prăjitura, adică se poate prepara termic în așa fel, și nu are indice glicemic mare. Deci aici, într-adevăr, am putea folosi niște mici strategii prin care să scădem indicele de îndulcire al desertului și, într-adevăr, să nu se crească în greutate. Deci, mai renunțăm la zahărul alb și îl înlocuim cu zahăr de mestacăn, mai renunțăm dacă e vorba de o făină pe care o folosim la prăjitură, la plăcintă, știu eu, la chec, folosim jumătate albă, jumătate integrală ca să și crească, dar să avem și niște fibre și încercăm să mâncăm respectiva porție de dulce înainte să ieșim la plimbare timp de o oră. Într-o lume în care produsele procesate beneficiază de un marketing agresiv, în care informațiile despre alimentație sunt diverse și uneori contradictorii, cum alegem corect alimentele? E foarte greu când vine vorba de alegeri, pentru că, în special, dacă vorbim despre copii, e foarte greu să nu cedezi tentației, este multă reclamă și niciodată nu va... triumfa educația nutrițională, fie de la școală, fie de acasă, în fața acelei reclame de la televizor pe care copilul o vede mereu și mereu și își dorește în momentul în care ajunge într-un magazin să vadă produsul respectiv și îl dorește și el și să-l încerce și să-l consume. Nu e așa? Nu numai odată. Deci e foarte grea această luptă și e nedreaptă. E nedreaptă pentru că ce le oferim noi e fără gust sau, mă rog, nu are acel gust al produsului care e și strălucitor ambalat, care și plesnește de gust de sare sau de zahăr ce e înăuntru și cu toate astea nu trebuie să renunțăm niciodată la educație. Spuneam că alegerile se fac greu, dar dacă pentru adulți lipsa educației nutriționale din copilărie nu prea mai oferă o șansă acum ca adult să schimbe ceva în mod fundamental, la copii lucrurile pot sta altfel. Adică educat și repetat și indiferent de știu eu, presiunea care se pune, continuați cu răbdare să se explice importanța echilibrului și că acele alimente se pot consuma doar așa ocazional, deci nu interzicem, și noi suntem părinți și dumneavoastră și eu suntem mame și știm foarte bine că nu am interzis nicio clipă categoric, vehement copiilor noștri nici dulce și nici alte alimente care sunt dezechilibrate nutrițional, doar că știți cum e, doza face otrava, adică consumate rar, consumate ocazional, ele nu pot aduce atât de multe dezavantaje stărilor de sănătate. Deci alegerile se fac conform educației de acasă, modele sunt părinții, modele sunt familia pentru copii și cu siguranță vehemența și refuzul categoric pentru anumite grupe de alimente nu poate aduce bine. Ce poate aduce bine este educația și contrabalansarea cu informații despre produsul respectiv, de ce face rău și povestea luată mereu și mereu de la capăt și să nu uităm că niciun copil nu este de needucat. Foarte frumos spus și, într-adevăr, este o luptă de fiecare... Noi n-avem răbdare. Noi n-avem răbdare, noi n-avem nervi. Noi ca adulți. Da, avem răbdare cu toți și cu toate și la serviciu, dar n-avem răbdare... Cred că dacă repetăm și repetăm, sigur, la un moment dat, sigur, copilul reacționează la propunerile și la sugestiile făcute de părinte și, până la urmă, și în acest domeniu vorbim tot despre educație. Ce este și cum ar fi bine să gândim practic un plan alimentar care să ne dea energie și stare de bine în 2022? Pentru că se vorbește din ce în ce mai des despre planul alimentar. Planificare în toate. Deci ordinea, așa cum am fost educați noi pe vremuri, este jumătate din viață. Și în ceea ce privește alimentația, tot ordinea ar putea să fie soluția, în sensul că la sfârșitul fiecarei săptămâni, practic, să încercăm să ne facem proviziile pentru următoarea săptămână, să încercăm să ne gândim ce ne-ar plăcea să mai mâncăm, să ne lăsăm 2 zile minim pe săptămână în care nu consumăm proteine animale, pentru că organismul nostru, să nu uităm că este construit să fie bazic, ușor bazic, pH-ul sângelui sănătos este undeva în domeniul ușor bazic, iar a mânca în continuu proteine animale înseamnă să trăim în aciditate și cu riscurile pe care le aduce aciditatea, adică grefarea diverselor boli în acel interval de pH acid. Iarăși a mânca sănătos înseamnă a respecta nutrienții pe care trebuie să-i consumăm, adică piramida alimentară, să avem și pâine, să avem și fructe, să avem și lactate, să avem și grăsimi saturate, să avem și proteine și să ne alegem cât mai divers aceste alimente, să ne hidratăm corect. Și toate acestea se fac cu planificare, pentru că de multe ori ni se întâmplă să vrem să gătim ceva echilibrat, dar să nu avem anumite ingrediente, mergem într-un supermarket, și miroase a cei mai buni acolo și dacă tot te fâții așa în magazin, de multe ori se întâmplă să, în loc să-ți iei gulia după care te-ai dus, îți iei croasantul sau știu eu ce se gătea acolo și mirosea atât de bine. Deci, haideți să ne planificăm o dată pe săptămână să facem cumpărături, să le avem la îndemână în casă, să le conservăm foarte bine, adică să avem grijă ce e de ținut 2-3 zile să fie atâta ținut, ce e de congelat să ținem în congelator și să încercăm să mâncăm din toate grupele de alimente și să nu excludem alimente, să nu excludem grupe de alimente, pentru că atunci apar dezechilibre. Mergem la supermarket, facem cumpărăturile pe baza planului alimentar. Ce alegem? Este iarnă. alimente conservate, alimente congelate, alimente proaspete. Dacă nu ne-a mai rămas nimic în cămară din ce am pus asta toamnă, atunci categoric mergem spre zona de congelator. Tot ce înseamnă conservă în aluminiu, știm bine că aluminiu mai intră în aliment, mai ales că sunt schimbări, sunt gradiente de temperatură atunci când sunt depozitate, deci încercăm să evităm conserva de aluminiu, încercăm să evităm borcanul chiar de sticlă, fiind în care sunt păstrate legumele pentru că au foarte multă sare, ca să stea în borcanul respectiv trebuie adăugat un conservant pentru că altfel borcanul ar exploda, iar produsul ar fi fără calitate nutrițională. Deci mergem spre zona de congelate. Sigur, congelate simple, congelate semi-preparate, că și aici au apărut alternative. Dacă vorbim despre sănătate, vorbim despre congelate simple. Repet, odată ți iei, nu știu, o pizza congelată sau, nu știu, i s-a făcut reclamă și vrei să o încerci odată, dar ai odată. Vorbim doar de legume, atunci când facem o mâncare, o facem cu legume congelate mult mai bine decât cu legume proaspete, de exemplu. Poți să găsești, nu știu, să zicem, spanac. Și iarna poți să găsești spanac proaspăt, dar un spanac care a stat, o cutie, o pungă de spanac care a stat la lumină artificială, în aer condiționat, mai multe zile pe raft, își pierde din proprietăți. Și atunci mai bine alegem varianta de spanac congelat, care a fost cules și în 4 ore producătorul a fost obligat să-l spele și să-l congeleze și acest spanac va avea proprietăți nutriționale net superioare celui proaspăt care a stat expus în atmosferă cu lumină artificială și spuneam fără aer. Deci mergem spre tot ce este congelat. Andreea Spalcau vă întreabă pe Facebook, un sportiv cât dulce poate să mănânce? Depinde de tipul de efort, că dacă și e de un tipul sportiv, de sport. Sigur, de tipul de efort, da, implicat, în sensul că dacă vorbim despre un atlet care aleargă 100 de metri sau 200 de metri sau face sărituri, atunci vorbim de puțintele dulciuri, pentru că la el greutatea contează, el trebuie să zboare, el trebuie să fie o pană atunci când își desfășoară proba, în timp ce un maratonist va avea nevoie de o grămadă de dulciuri și concentrate, și simple, și banane, și băuturi carbogazoase sportive dulci care conțin minim 1 gram de proteină și ele pe lângă dulciuri, în așa fel încât să poată să-și ducă cursa de 42 de kilometri până la capăt. Există mai multe profiluri nutriționale. Putem face o trecere în revista acestora? Depinde la ce ne referim acum. Dacă vorbim despre persoanele care au o greutate normală și apetență pentru anumite tipuri de alimente, da, sunt persoanele cele mai norocoase, să spun așa, și care au o genă bună. Auzeam și când ascultătorii dumneavoastră povesteau despre cum își mențin greutatea de 20 de ani, acolo e vorba și de o genă norocoasă, de o lipsă de, să-i spunem, reacții anabolice, care parte din metabolism care depune țesut adipos. Deci da, sunt persoane cu un profil nutrițional, să-i spunem, norocos, care pot consuma orice fel de alimente fără a avea riscul de creștere în greutate. Există și persoanele anabolice care pun ușor și dau greu, dar ce trebuie să înțelegem este că din aer și apă grăsime nu se face și atunci orice formă de creștere în greutate poate avea o soluție. Un alt mesaj, cred că ultimul pe care l-am în această noapte din partea ascultătorului nostru Emilian Făcână: văd în ultimul timp mulți copii supraponderali, nu credeți că ar trebui inclusă în programa școlară măcar o oră pe lună de educație în ceea ce privește alimentația și mai multe ore de sport? Așa este, sportul trebuie să existe la școală, dar să nu ne bazăm pe ora de sport de la școală, care se poate transforma oricând în școală online, să ne bazăm noi ca părinți pe copii, să ne bazăm pe noi că avem grijă să-i punem pe copii să urce scări, să coboare scări, să mai meargă și pe jos, să mai iasă după ce își fac temele, să facă pauze și să plimbe un picuț, chiar așa în orașe, în aglomerările în care trăim, măcar în parc, remarc un picuț, da, ne străduim, ne luptăm cu tot felul de programe Erasmus, cu programe, să încercăm să atragem fonduri europene prin care să putem introduce nutriția în școală. Avem manual de nutriție pentru copii de gimnaziu, manual care se aplică în continuare și este un lucru foarte bun, încă nu este la nivel național, este un manual aprobat în care copiii încep să facă diferența între alegerile pe care le-ar putea face într-un magazin. Categoric, educația nutrițională și, să-i spunem, bunul simț la modul cel mai prietenos cu putință, practic ne pot salva această generație cu multe cazuri de supraponderalitate și obezitate. Să nu uităm, cifrele sunt îngrijorătoare. 3 din 10 copii și adolescenți sunt supraponderali și 8% din aceștia suferă de obezitate. Ultimul minut al emisiunii, planurile pentru acest an. Dincolo de dorința de a fi cu toții sănătoși, exact ce ultima întrebare pusă, ne dorim să putem ajunge să scriem și să putem să introducem nutriția în grădinițe și școli, pentru că acolo este momentul în care intervenția se face eficient și să nu uităm că atâta timp cât avem o generație sănătoasă, avem viitor. Tot ca plan ne dorim să ne întoarcem la școală, la facultate, să avem cursurile cu studenții să se mai întâmple și fizic, în așa fel încât să putem simți pulsul noii generații, pentru că până la urmă la ei ne raportăm. Avem generație de tineri sănătoși, avem România are viitor. Mulțumesc pentru sfaturile oferite ascultătorilor, pentru participarea la emisiune și vă mai aștept, doamna Lygia Alexandrescu, pentru că mai avem cel puțin un subiect interesant de discutat, și anume despre postul intermitent. Am atins foarte puțin subiectul în această ediție, dar promit că revenim. Nu se apropie încă departe, dar se apropie ușor, ușor și sigur postul Paștelui și poate în acea perioadă redeschidem subiectul legat și de postul intermitent. Mii de mulțumiri pentru invitație, mereu o onoare să fiu alături de Radio România Actualități. Au fost alături de mine în aceste 2 ore Raluca Goga și Ioana Popescu, regizor emisie, Luminița Voinea și Luciana Gingărașu, redactori. Sunt Maria Țoghină și în numele tuturor vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o noapte senină și o săptămână ușoară. Ne reauzim peste fix o săptămână în câteva clipe, știrile orei 2 la Radio România Actualități. Să fiți sănătoși!